Câte buceaguri noi ați dus din fabrică? Vreo patru. Patru buceaguri. Mm. Și rabe? Rabe, hai să spun, ale la canal, la canal erau duse de alții. Acolo erau numai care duceam. O echipă de ducea cu autobuzul la Mânsa, la Mânsa era da. Fabrica. Da, nu, pe Mânsa. Ai fost la Mânsa? Nu. Nu, între mulți, pe vară sau asta. Și la Brașov, o patru în urmă, care mergeai personal pentru autobază și. Deci patru buceaguri. Mm. Și Carpaturi câte ați avut? Carpaturi numai unul am avut, așa atunci când cu care am debutat. Verdele. Verde, așa, verde așa, un sacărat, era frumos, așa. Și atunci, culoare era culoare. Erau obținut în cuptor, că a fost la Brașov acolo în fabricat. Am fost în fabrică, da. Sau un cuptor de lumini. Ai văzut? N-ai fost în cuptor. Nu era oprită fabrica. Am prins în perioada de concedii. Un cuptor de lumini. Bă, zic, ce e aici? Erau 1100 de becuri aprinsă. Vopse, cabina, și o pagam cuptorul acela. Și acolo de razele și aia, căldura și aia, nu știu ce. Păi la urmă, învățat, eu am sunt acolo, într-o hală. Și... Deci de-aia aveau luciul la început. Da, păi și... De ce stergeai mai tare slipe? Mai tare slipe. Nu fost cum am fost, am avut ocazia să fac și la Brașov, armata și la Brașov, cu elevii practica și... M-a interesat așa, dar tractorul era așa. Capota de tractorul scotea de acolo, mergea pe niște grile așa, că merge pulpele de porc pe ăsta așa, în conviere. În abator. Așa mergea pe. Supără